Continuăm mesagerul cu știri din sport. Marcel Guida este numele noului campion mondial la haltere. Sportivul moldovean a înregistrat cea mai bună performanță la competiția pentru juniori, desfășurată în Slovacia. Guida a adus Moldovei două medalii de aur și una de argint. Noul campion mondial a fost întâmpinat pe aeroport de rude, de colegi și de președintele Federației de Haltere, Tudor Casapo. Și încă o dată demonstrăm, acum a adus trei medalii, fiindcă s-a repetat același lucru care a fost la Jocurile Olimpice. Au plecat doi sportivi, a adus două medalii. Nu, aici a plecat un sportiv și a venit cu două medalii de aur și una de argint. Ca sportiv, проявляется очень хорошо, тем более, что сейчас недавно был чемпион. Marcel Guida este un sportiv de mare perspectivă. A adus trei medalii acasă. Era destul de complicat după ce a concurat cu trei săptămâni în urmă la campionatul european și a cucerit titlul de campion european, dar a evoluat reușit și acum a devenit campion mondial. Nu mai prin muncă, toți facem numai prin muncă, prin susținere, v-aș spune că ne-au susținut foarte mult orășelul Niscoreni, Consiliul Raional, Federația de Haltere a Republicii Moldova, Ministerul Sportului, deci vreau să le mulțumesc foarte mult. Marcel Guida a avut la categoria lui de greutate 121 de concurenți. În total, la campionatul mondial de la Coșițe s-au prezentat peste 400 de sportivi din 38 de țări. Acestea nu sunt primele și nu sunt ultimele medalii mele. Sunt foarte bucuros că am obținut acest rezultat. Principalii concurenți erau Lactionov Maxim din Kazahstan și rusul Soloviev Nikita. La cei 17 ani, Marcel Guida a reușit să cucerească toate titlurile posibile. Întors de la mondiale, halterofilul începe pregătirea pentru o altă competiție internațională, care se va desfășura în luna noiembrie, în statul Israel.